Potrivit specialiștilor, în perioada caniculară crește riscul de afectare a stării de sănătate a populației, precum leșinuri, crize de hipertensiune, insolații, arsuri, deshidratări, îndeoseba celor din grupele de risc major, dar și de afectarea capacității de muncă. Din cauza acestui fenomen, unele persoane se pot simți rău în plină stradă, dar și în automobile, atenționează reprezentanții NSP care îndeamnă atât șoferii cât și pietonii să evite deplasările între orele 10.00-18.00 pentru a evita situații neplăcute și periculoase pentru sănătate. Se recomandă să nu lăsați copiii nesupravegheați în mașină nici pentru câteva minute. Pe distanțe lungi se recomandă opririle frecvente în vederea repauzului și hidratării, atât a conducătorului auto cât și a pasagerilor. Staționarea autovehiculului să fie efectuată doar în zone umbrite. Protejați de razele soarelui copiii și persoanele de vârsta a treia. Dacă este absolut necesară expunerea la soare la orele amiezii, trebuie folosită o ținută adecvată, pălării de soare, haine ample pe cât posibil din fibre naturale și culori deschise. Consumați zilnic o cantitate suficientă de lichide. Nu conduceți dacă sunteți obosiți. Meteorologii atenționează că în perioada 14-19 iulie, pe arii extinse, temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între plus 33 și 3, plus 35 de grade Celsius.